Alertă, la Salva Mombușteni după ce trei turiști au sunat la serviciul unic de urgență 112 și au anunțat că s-au rătăcit. Cei trei tineri din Galați și Brașov intenționau să coboare de pe munte pe Valea Gălbenele, un drum cu un grad de periculozitate extrem de ridicat. Salvamontiștii au plecat imediat în căutarea lor și după o operațiune care a durat mai multe ore au reușit să-i coboare în siguranță. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de relieful extrem de accidentat, de întuneric, dar și de faptul că turiștii nu au putut oferi detalii cu privire la zona în care se aflau. Turiștii salvați nu aveau nici echipamentul necesar drumețiilor pe munte și nici o pregătire adecvată.